Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video pe canal. Astăzi o să discutăm puțin aici la găini. Vreau să vă spun ceva. Am văzut că am crescut un pic pe canal, un pic mai bine. Avem mulți urmăritori și țin să vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Iar o altă treabă care ar fi, am văzut că foarte mulți urmăritori care mă urmăriți pe YouTube mă contactați pentru ouă și foarte mulți îmi scrieți în comentarii că doriți numărul meu de telefon. Să știți că eu am văzut toate acele comentarii și am răspuns la fiecare comentariu cu numărul meu de telefon, dar nu știu din ce cauză vouă nu vă apar comentariile. Așa că am decis să fac acest video pentru a vă arăta așa puțin găinile, un update, să zic așa. Și în al doilea rând, ca să vă spun și dumneavoastră, pe video numărul meu de telefon, bineînțeles, de data asta încerc să-l pun și în descrierea videoclipului, dar o să vi-l spun și în video. Deci numărul meu de telefon este 0 7 7 0 7 2 6 9 6 4. O să repet încă o dată: 0 7 7 0 7 2 6 9 6 4. Acesta este numărul meu de telefon. Bineînțeles, repet încă o dată, îl voi pune și în descrierea acestui videoclip. Iar cei care doriți să mă contactați pentru ouă, o să vă rog frumos să mă contactați fără nicio problemă, se rezolvă. Avem aici și ouțele de astăzi. O să vă trimit ouă cu cea mai mare plăcere, oriunde. În burete, în cofrage normale, cum doriți dumneavoastră. Bun, să vă arăt și găinușele puțin. Vorvercul, albastru și negru. Italienele gri perlate. Brachelul. Italienele albe cu șau roșie. În continuare, aici sus încerc să lucrez ceva, deoarece nu am găini de primul troc barat. Deoarece, bineînțeles că eu în trecut am renunțat la această rasă, de fapt la această varietate de culoare din rasa Plymouth, pentru că la rasa Plymouth nu am renunțat. Iar acum am adus câteva ouă în 2020. Dintre care mi-am selectat acest cocoș, foarte, foarte frumușel. L-am băgat cu găini de alb, în curând îi voi aduce și două găini de barat.
aici jos familia de australor albastru. În continuare. Aici sus avem araucana, cocoș potârnichiu sălbatic, potârnichiu albastru, găini potârnichiu sălbatic. Jos familia de australor splash, 3 găini și un cocoș splash, australor splash, 2 găini australor negru. New Hampshire-ul. Jos australul pe alb. În continuare, din nou, un mixt. Am combinat Plymouth Silver cu, sau argentiu cu duble bands, cu Plymouth potârnichiu, deoarece nu am suficient cocoș de potârnichiu. Și încerc să văd ce iese din această combinație. Asta e cea mai bătrână găina mea de Plymouth potârnichiu. Găina este din 2013. A fost și deșelată de cocoș, dar nu e o problemă. Inelul nu-i bun. Toată lumea zice, când le spun inelul, găina e din 2013. A, păi nu-i bine că nu-i inelul. 2018. Nici poveste, l-ai pus de mine ca și clips. E tăiat inelul, nu are valoare. Găina e din 2013. Și încă ouă. Aici jos familia de Silver, Plymouth Silver sau argentiu cu duble benzi. Bun. În continuare, nu una, ci două familii de Plymouth potârnichiu. Uite de că fac baie. Hai. Așa. Sus o familie. 2-1. Am adus un cocoș linie nouă, sânge nouă, am făcut schimb cu un prieten, adică un prieten, o cunoștință, după care mi-am și împrietenit. Jos, cealaltă familie. Și ultimele, dar nu cele din urmă. Familia de Plymouth alb. Mulțumită domnului Sabo Zoltan. Am și o găină de
Plymouth, Columbia, alb, negru, sau cum îi zicem noi, Plymouth herminat deschis. O găină cu un desen mai încărcat pe negru. Iar după ideile mele cu cocoșul alb, ar trebui să scoatem pui buni în desen. Poternicul de fus a și călcat acea puicuță. Și acea puicuță a fost deșelată. În vară au fost mulți cocoși tineri când au început să calce săraca. Dar nu-i problemă. E ok și așa. Ouă își face treaba. Iar aici familia de Plymouth albastru. Ele aici se văd un pic mai greu, deoarece e locul mai întunecat, sunt mai în colț. Dar se văd. Se vede calitatea. Nu e nevoie de prea multă lumină. Bun. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și nu uitați, cei care doriți ouă, mai am și în cealaltă parte familiile de australor negru, cei care doriți ouă, am ouă de la cam toate păsările, doar cu precomandă, pentru că sunt foarte multe persoane care doresc. Se ambalează corespunzător și se expediază oriunde în țară. Încă o dată, numărul meu de telefon îl auziți pe video mai la început, dar îl voi pune și în descrierea acestui videoclip. Așadar, vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne revedem la următorul videoclip. La revedere!